Botoșani. Welcome to Botoșani. It's very nice to meet you. For the first time, we hope it's not the last time we meet. This is a presentation of a project that we have with partners from Ukraine. And it is our great pleasure to meet you and to talk to people from Ukraine who are now in Botoșani. Yesterday, Poate cineva din rândul lor să traducă dacă nu înțeleg toți și poate să înțeleagă din engleză. If there is somebody that can speak English and can translate in Ukrainian to everybody, at least the idea. The support from our colleagues from Botoșani and also from Ivano-Frankivsk. We can adapt the project and offer you a small help in this situation, and I hope that you'll like. Ce oferiți cetățenilor ucrainieni din partea primăriei, intelectul în intermediul unui proiect european? Da, suntem bucuroși că putem adapta un proiect care a pus accent pe partea culturală și colaborarea noastră cu colegii din Ivano-Frankivsk, astfel încât să putem acorda un sprijin material celor care sunt în acest moment în municipiul Botoșani, care sunt afectați de toată situația din Ucraina, și finanțatorii, colaboratorii noștri au înțeles că putem adapta aceste proiecte care au început în alte vremuri mai calme după realitățile pe care le avem, și un mic sprijin din partea noastră care constă în oferirea unui rucsac, unor saje dormit și pături pentru persoanele care sunt aici în Botoșani, încărcătoare pentru telefoanele mobile, de asemenea o masă caldă pe care o oferim astăzi refugiaților. Cum a fost posibil să reușiți să ajutați cetățenii care, iată, locuiesc în municipiul Botoșani? A trebuit să găsim soluții inovative și am avut parte și de deschidere din partea finanțatorului nostru, pentru că după ce am trecut cu bine de pandemie, proiectul acesta trece și prin perioada de război. Am solicitat printr-un act adițional introducerea din economiile realizate în proiect a unei activități de diseminare a proiectului pentru refugiații ucraineni care sunt în municipiul Botoșani. I-am identificat și i-am invitat aici. Am reușit să obținem pentru ei fonduri tot în cadrul proiectului RUTS pentru pachete cu pături, rucsaci, saci de dormit, baterii externe și perne de călătorie și pentru o masă caldă. Acesta este doar începutul. Proiectul RUTS va continua să le vină în sprijin.